Socoto și Misterul Muncii, dar din punctul meu de vedere am de prezentat două acte normative sau două informații. În primul rând, am cerut Ministerului Sănătății ca până săptămâna viitoare să prezinte un raport al activității desfășurate începând cu luna decembrie, în vederea pregătirii valului 3 al pandemiei și, bineînțeles, să ne prezinte și care sunt planurile pentru perioada următoare. Tot în ședința de săptămâna viitoare vom avea, deși CNK prezintă săptămânal, are o conferință de presă săptămânal, am cerut și CNK să vină să ne prezinte situația cum Ministerul Sănătății, dar și CNK împreună să prezinte. Ministerul Sănătății, am spus că ar fi important să vină exact cum face CNCAF, să aibă conferință de presă săptămânal. Să știți exact când este conferința de presă și acolo să puteți să întrebați și să vi se fie prezentate evoluția planului prin care putem să încercăm să oprim această pandemie. Deci, sper ca de săptămâna viitoare să nu fie doar o conferință de presă doar a CNCAF, să fie și una a Ministerului Sănătății săptămânal. Un alt lucru important pe care l-am dat astăzi este în primă lectură, un memorandum. Și vă spun de ce în primă lectură, cu tema monitorizarea și evaluarea complexă pe bază trimestrială a acțiunilor întreprinse de guvern pentru îndeplinirea programului de guvernare, activității ministerilor și diseminarea rezultatelor. Acest memo prezintă aici detaliile, dar de ce este doar în primă lectură? Pentru că fișele pentru fiecare minister în acest moment cuprind doar activitățile din sau acțiunile, obiectivele din programul de guvernare. Vreau ca aceste fișe să fie asumate de fiecare ministru în parte și ele trebuie să fie completate cu acțiunile și măsurile pe care noi le-am bugetat, pentru care avem bugetat și, bineînțeles, măsurile de reformă. Până în ședința de săptămâna viitoare aș vrea să aprobăm și acest memorandum și apoi după aceea dăm drumul și la evaluarea activității. Cele două informații pe care vreau să vi le prezint eu, îi vor lăsa pe miniștrii să prezinte acțiunile normative. Dacă aveți câte o întrebare de fiecare... Voiam să vă întreb despre decizia pe care au luat-o astăzi la nivelul Parlamentului European să existe o adeverință verde, un certificat verde care să permită să poată circula în interiorul Uniunii Europene atât cu vaccinul, fie cu un test negativ sau dacă a avut COVID-19 o persoană. Cum vedeți dumneavoastră, pentru că știm că v-ați pus de multe ori împotriva unui vaccin să fie ca un certificat de călătorie. Dar aici dumneavoastră spuneți că nu este vorba despre un vaccin, este vorba de și mai vaccin. Multe forme care au existat și anul trecut. Au existat țări care anul trecut acceptau și teste și noi acceptăm, de exemplu, persoane care vin din afara Uniunii Europene și sunt testate, pot să vină în România. Deci nu văd o problemă aici. Noi vorbeam acolo de un pașaport care nu există în acest moment și nu a fost aprobat nicăieri. Da. În ceea ce privește declarațiile pe care le-a făcut Ministrul Sănătății ieri, Vlad Voiculescu, cu privire la numărul de paturi de la ATI, el susține că în momentul de față nu vedem o scădere a numărului de paturi, în condițiile în care dumneavoastră a spus cu totul altceva, în repetate rânduri. Cum vedeți această poziție diferită a Ministrului Sănătății și în același timp dacă ne puteți spune rezultatele raportului Corpului de Control, dacă s-a finalizat în ceea ce privește... Deci aveți două întrebări. La prima întrebare, eu am prezentat datele oficiale așa cum au fost prezentate, dar am cerut inspecției sanitare să meargă în fiecare spital să vadă exact situația reală a spatelor. Încă aștept rezultatele acestei inspecții. Referitor la Corpul de Control, așa cum am prezentat raportul Corpului de Control pentru Matei Balș când a fost gata, îl voi prezenta și pe celălalt când o să fie gata. Tamara Ceikovski, Alef News. Domnule Câțu, spuneți-mi cu ce mandat mergeți acum la ședința de la Cotroceni de la ora 16 și dacă îmi puteți spune cu privire la PNRR, ați trecut de faza alocărilor și ați început să discutați pe proiecte? PNRR este construit de jos în sus, pe proiecte. Deci întâi am luat proiectele, am ajuns la anumite sume și după aceea am încercat să vedem care dintre proiecte nu se califică și am ajuns la suma finală. Mandatul este acela clar și nu este pe care l-am tot enunțat, de a lua toate sumele din PNRR și să le folosim cât mai eficient pentru a reforma România. Asta este mandatul. Vă mulțumesc!
Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, spuneați că veți gândi o nouă lege a salarizării și că vom avea indicatori de performanță, discutați cu mediul privat. Cum decurg discuțiile pe această temă? Aveți deja colaborări cu mediul privat în acest sens? Și cu doamna ministru Raluca Turcan vă va prezenta exact proiectul. Este astăzi un memorandum pe această temă în ședință de guvern. Doamna ministru va prezenta. Aveți răbdare câteva secunde. Bună ziua! Dacă puteți să-mi spuneți, vă rog, ce fel de schimbări se pregătesc la CNAS? Mă refer aici la numirea încă unei vicepreședinte și majorarea numărului de membri în Consiliul de Administrație. Este nevoie de așa ceva? Este vorba doar de un vicepreședinte. Nu este vorba de majorarea numărului de persoane în Consiliul de Administrație. Atât, doar încă un vicepreședinte. Și de ce este nevoie, practic, de încă un vicepreședinte acolo? Este propunerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Cred că este justificată prin reformele pe care vor să le facă în acest sector și cred că avem nevoie de încă un specialist la acest nivel pentru atribuții. Dar, cu siguranță, Ministerul Sănătății va explica mai multe. Bună ziua, Loredana Diacu, Epoch Times România. Aș vrea să vă întreb despre desființarea SIJ, una dintre marile promisiuni făcute în campania electorală societății civile. Precum știm, proiectul inițiat de Stelian Ion n-a mers atât de lin cum ne-am fi așteptat. S-a izbit de împotrivirea UDMR vizând locul unde vor ajunge dosarele, nu se dorea ajungerea lor la DNA. Se pare că s-ar fi ajuns la un compromis și anume ca trimiterea în judecată a magistraților să se facă cu avizul CSM. Este văzută această înțelegere drept de o parte dintre societatea civilă, drept un compromis, drept o super imunitate, pe scurt. Aș vrea să vă întreb cum se vede de la dumneavoastră. Ne-am aprobat o variantă în guvern și ca de fiecare dată i-aș prefera ca varianta care trece Parlamentul României să fie cât mai aproape de ce am aprobat noi în ședința de guvern. Mâine înțeleg că sunt mai multe dezbateri și la Senat și vom vedea care sunt concluziile. Semnale pe care le am sunt că va trece proiectul de lege și în Parlamentul României cât mai aproape de ceea ce a fost aprobat în ședința de guvern. Dar vom vedea mâine după dezbaterile din comisie. Mulțumesc. Bună ziua, Teodora Vărbuș de la Quick News. Recent, domnule prim-ministru, ați demis un fost deținut politic român pentru că a prezentat atitudine antisemită. În același timp, criminali de război precum Albert Boș sau Niro Iosef au statui și sunt elogiați pe teritoriul României. Veți fi la fel de intransigent în legătură și cu acest subiect despre care autoritățile de aici din București până acum nu au făcut nimic? Eu am luat o decizie referitoare în atribuțiile mele. Vom discuta despre cealaltă dacă se discută, dar eu am explicat decizia, era în atribuțiile prim-ministrului, altceva nu m-am de comentat aici. Și o clarificare, dacă se mai poate, economistul șef al Băncii Naționale, domnul Valentin Lazea, susține că o variantă, de fapt mai multe variante de a aduce bani la bugetul de stat, înseamnă fie o concediere a 300.000 de angajați din sistemul public, fie o reducere cu 20% a salariilor și un program redus de muncă. Cum vedeți aceste soluții pe care le propune economistul șef al Băncii Naționale? Economiștii au multe opinii și, până la urmă, dezbaterile în cadrul economic sunt bune. Putem să dezbatem academic foarte multe lucruri. Acest guvern și-a prezentat planul de reformă, am prezentat o strategie fiscal-bugetară pe următorii 4 ani și este de ceea de care ne ținem noi. Dar, bineînțeles, și eu când particip și putem să participăm la tot felul de dezbateri, este o plăcere să dezbatem, mai ales cu economiștii de la Banca Națională, întotdeauna.